Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Chiar în acest moment în care am deschis emisiunea, BBC anunță această informație. Rusia spune că va anexa în mod oficial cele patru regiuni ale Ucrainei într-o ceremonie care va avea loc mâine, la doar câteva ore după referendumurile acelea pe care nu le recunoaște nimeni. Informația aceasta chiar acum a venit. Știți pe ce fond se desfășoară? Conductele Nord Stream, spune NATO, au fost sabotate. Acest lucru este clar. Se bănuiește că Rusia a făcut acest lucru. Nu ne este clar însă de ce, și asta vom stabili împreună în emisiune. În același timp, în Rusia este mobilizare parțială, în mod oficial, general, neoficial. Zeci de mii de oameni încearcă să fugă, sunt cozi la granițe, da? Dar acest lucru pare să se fi petrecut și în trecut. Către ce ne îndreptăm, prieteni? Și astăzi această emisiune este și un test pentru fiecare dintre noi. O să vă întreb, sau de aici o să plecăm, dacă ai ajuta un rus care fuge din țară sau fuge de Putin. Înainte însă de trece la dezbaterea noastră la 0372069599, da? Îl repet, 0372069599, l-am rugat pe jurnalistul Euronews, Vitalie Cojocari, să ni se alăture prin telefon. Salutare, Vitalie! Salut, Cătălin! Te salut pe tine și pe ascultători! Vitalie, ce vedem în momentul acesta la granițele Rusiei? E un lucru obișnuit? Adică au mai fost cozile astea sau doar acum le întâlnim? Am văzut cozi înainte de anunțarea mobilizării, așa numite mobilizări parțiale, în special în zona Finlandei. Erau cozi destul de mari acolo, de kilometri. Dar cozi ca acestea pe care le vedem acum nu au fost niciodată. Este un exod masiv. Se vorbește despre sute de mii de oameni care fug. Sunt bărbați în toată Siria, bărbați ruși, care nu vor să lupte în Ucraina și, prin urmare, fug. Ei nu vor să lupte pentru că nu vor să moară. Condițiile pe care le oferă statul rus unui, așa zis, soldat recrut sunt extrem de precare. De pildă, citam acum că sunt obligați să-și cumpere veste antiglonți, cei care se duc să moară în Ucraina, ceea ce nu le surâde. Prin urmare, foarte mulți bărbați ruși fug din Rusia. Noi la Euronews, pentru că există o rețea destul de mare și există și Euronews Georgia, am prezentat și imagini din satelit. Și acele imagini sunt impresionante. Vezi efectiv cum aproape un oraș întreg, un oraș mediu din Rusia s-a pus pe roate și stă acum la granița dintre Kazahstan, din Georgia, dar și Finlanda, deși în Finlanda nu pot să intre chiar atât de ușor. Vitalie, până la urmă, cine sunt acești oameni? Adică sunt o parte din cei care nu-și doresc să lupte, în mod evident, dar reprezintă ei o mișcare semnificativă, adică e o majoritate? Sau sunt și sprijinitori ai lui Putin care se duc vesel la oaste? Este greu de zis. Clar, cei care îl sprijină pe Vladimir Putin se duc la oaste, deși și acolo nu-mi dau seama câtă ipocrizie este sau cât încercare de a-și apăra pielea, pentru că, să nu uităm, în acest moment Rusia este, dacă nu este, cel puțin se îndreaptă spre o dictatură clară. Cei care sunt la graniță, pe care vedem acum acolo, sunt oameni care sigur nu vor să lupte, nu vor să moară. În același timp, ce nu știm despre ei este în ce măsură sunt sau nu susținători al actualului regim. De ce spun asta? Pentru că gluma cea mai răspândită în Rusia și ceea ce spun acum rușii este: vedeți, dacă nu v-ați interesat voi de politica, acum politica se interesează de voi. Ce se întâmplă? Acești ruși au trăit într-o izolare față de ceea ce făcea Kremlinul. Ei nu se interesau de politică, erau într-o bulă din aceasta paralelă. Spuneau, pe mine nu mă interesează ce spune, ce face Putin, atâta timp cât eu am un salariu, susțin familia, mă duc la muncă și vin acasă.
E, uite că în această situație nu mai pot să trăiască, pentru că dintr-o dată politica s-a interesat de ei și mai mult decât atât, îi ia cu arcanul și îi duce în Ucraina pentru a apăra, ce spune Putin, că apără acum armata rusă în Ucraina. Vitali Cojocar, de ce nu protestează nimeni? De ce fug și nu protestează? Au protestat însă într-un număr foarte mic. Adică nu a fost o mișcare prea mare și ceea ce am văzut acolo a fost doar o mișcare cumva ușor politică, pentru că inițiatorii au fost reprezentanții ai unei aripe tinere a unui partid politic care nu este parlamentar, se numește Iabloco, adică Măr, din Rusia. Dar orice încercare de protest de acum din Rusia este oprinsă cu brutalitate de ruși. Cele mai mari proteste le-am văzut până într-o republică musulmană în Rusia, o republică unde musulmani sunt majoritari, în Dagestan. Și, iarăși, culmea, acolo au protestat foarte mult femeile, care, ca și în Iran, au vrut să-și apere drepturile de mame, de soții, de fiice, pentru că bărbații în Rusia nu au protestat, bărbații vedem acum la graniță încercând să fugă de mobilitate. Vitali Cojocar este jurnalist al Euronews România. Mulțumesc tare mult, îl puteți urmări și pe Facebook, unde scrie extraordinar despre aceste lucruri. E vorbitor de limbă rusă. 0728 3132. Deja vin mesajele voastre. Rus, ucrainean, orice om care fuge de război trebuie ajutat. Dacă s-ar face o declarație de ajutor a rușilor de la nivel guvernamental, aș fi foarte mulțumit și ar fi o normalitate, spune Eugen. De asemenea, Putin lasă deocamdată rușii să fugă din țară dintr-un motiv anume. Odată cu cei care fug în țară, ies și spion conservă. E singura metodă pentru acești spioni să ajungă în Occident. E și asta un punct de vedere. Ne gândeam și noi la el. Prieteni, declar dezbaterea deschisă. 0372069599. Ai ajuta un rus care fuge din țară? Și când vă uitați la toate aceste evenimente, vi le repet în acest moment, Rusia anexează cele patru regiuni din Ucraina, sabotaj asupra unor conducte. Credeți că situația asta se agravează? Alin, salutare! Ne suni din afara țării. Salutare! Bine te-am regăsit, Cătălin, pe tine și pe ascultătorii Europa FM, fie că ei sunt din România sau de peste tot din lume. Întâmplarea face să te sun de la nici 150 de kilometri de incidentele de la gazoductele din Marea Baltică. Te sunt din Danemarca și aș vrea asupra acestei probleme să mă opresc puțin și să-ți dau câteva mănunte, dacă vrei, de la fața locului sau din mediul... Ce ați aflat acolo? Ce se spune la voi? NATO zice că e un sabotaj. La voi, în Danemarca, ce se spune? În primul rând, o încadrare exactă geografică, dacă vrei, pentru cei mai puțin familiarizați cu aceste gazoducte. E vorba de două conducte imense de aproape 1500 de kilometri, care transportă gaz din Federația Rusă către Germania. Ele, prin ape internaționale, trec la un moment dat foarte aproape de insula Bornholm, care este o posesiune daneză în largul coastelor suedeze, între Suedia și Germania. Acolo au fost detectate luni seară, în prima fază, aceste scurgeri de gaze. Imaginile au circulat postate de către armata daneză. Ulterior, însă, târziu noapte și către dimineața zilei de marți, institutele care se ocupă cu supravegherea geofizică au raportat și explozii, un fel de mini cutremure. Asta va să spună că n-au fost niște scurgeri accidentale, că aceste scurgeri au fost provocate și au fost provocate de niște explozii foarte, foarte puternice, dacă vrei, echivalente cu cea mai puternică bombă folosită în al doilea război mondial. Zice cineva că e un atac rusesc, adică s-a angajat cineva de acolo, din zona respectivă, să zică că e un atac rusesc? Oficial nu s-a vehiculat acest lucru, cel puțin nu în mass media daneză sau scandinavă pe care o urmăresc îndeaproape. Însă ce aș vrea să spun este că în preziua sau cu câteva zile înainte de aceste incidente, ele au avut loc luni seară, dacă nu mă înșel, sâmbătă sau duminică, am citit în presa norvegiană un articol care spunea că au fost detectate un fel de drone neidentificate care supravegheau sau survolau
facilități norvegiene offshore, adică acele platforme de pe care Norvegia extrage gaz din Marea Nordului. Te rog, răspundem la o întrebare, că asta e foarte aproape de voi și s-ar putea să aveți imigranți din Rusia. Ai ajuta un imigrant rus, cineva care fuge de Putin? Avem o problemă. Și problema este, dacă vrei, o duc puțin în istorie, în aceeași măsură în care foarte mulți imigranți din țările arabe au pătruns în urmă cu câțiva ani într-un mare val în Europa și lumea și-a pus problema dacă prin și teroriști. Am să spun franc în față că se discută la nivelul simplu al cetățeanului danez dacă între acești ruși sunt și oameni mai puțin bine intenționați care poate chiar ar fi dispuși să facă aceste acte de sabotaj și poate într-un fel sau altul Federația Rusă diseminează printre acești oameni care fug și oameni mai puțin bine intenționați. Este un punct de vedere, eu nu pot să-l critic, dar mă simt nevoit să-ți spun acest lucru. Am întâlnit acest punct de vedere și mesajele pe care le primim pe WhatsApp, dar avem și așa, răspunsul este da. Presupunem că rusul respectiv nu fuge din țară de bine și nici nu vrea să participe la războiul fără sens al lui Putin. Omul acela nu are nicio vină că s-a născut în Rusia. Ciprian, ce părere ai? Salutare! Salut! Mai sunt împărțit. Făcând analiza istoriei Imperiului Țarist, URSS și așa mai departe, îți vine să ignori, să-i marginalizezi și să nu-i primești la tine în țară. Ăsta e instinctul primitiv pe care îl simt. Iar pe ușa aia altă, mă gândesc că și 6 milioane de români au plecat din România fără din cauza politicienilor și poate că alții ne-au primit. E cu duș întors, dar asta analizăm, de asta e grea întrebarea. Ce facem? E cu duș întors, dar cred totuși că aș merge pe ideea de a-i marginaliza și de a le interzice să intre în țara noastră. Da. A tuturor rușilor. A tuturor. Mi-aduc aminte, cum spunea bunica mea, să ierte, că după ce au venit rușii pe al doilea război mondial, mâncau mai întâi mămăligă din porumb și apoi făceau din ce rămânea din porumb, încă o dată mămăligă din cauza rușilor. Și parcă nu prea vine să-i primești, chiar dacă poate cei de acum nu sunt cei de atunci. În loc să fugă rușii, trebuiau să iasă în stradă, zice cineva pe mesaj. Bine, instinctiv, prima dată fugi, după aia lupți, aia e logic. Și cred că și noi am face la fel, probabil. Mm-hmm. Cei care fug acum nu condamnă războiul. Îți dau din argumentele oamenilor. Cei care fugă acum nu condamnă războiul lui Putin, îl sprijină. Dar le este frică să nu... Da, păi știu, e o întrebare grea. Eu încerc doar să deselenesc. Uite, ideea aceea pe care au avut-o multe state de a le tăia vizele, cum o vezi acum? Foarte bună. Eu m-am bucurat că am mers anul acesta puțin în afara țării și nu am mai văzut turiști ruși. Așa de mândru eram, că chiar aveam un plan în minte că dacă voi vedea turiști ruși, să merg la ei să strig slava Ucraina. E instinctiv, știi? E ca la fotbal, joacă, ține dată o bacă cu Brazilia. Instinctiv ții cu ăla mai slab. Mulțumesc, Ciprian. Marian, salutare, ai venit la România în direct. Salutare, salutare. Ce răspunzi? E o problemă destul de complicată, am abordat-o chiar zilele astea cu prietenii și discutam. Pările sunt împărțite. Eu aș gândi un pic mai departe de atâta și i-aș ajuta. I-aș ajuta în ce sens? E bine să ajuți un om și atunci când greșești, chiar dacă greșește. Sunt foarte mulți dintre ei, marea majoritate, care pleacă de frică. Pleacă de frica războiului, pleacă de frica lui Putin. Asta e foarte clar. Printre ei s-ar putea să fie într-adevăr și unii mai puțin bine intenționați care să lucreze pentru sistemul de securitate al lui Putin. Dar odată intrați într-o societate cum ea noastră românească, care zicem că e un pic mai avansată decât a lor, un pic, de fapt un pic mai mult, cred că oamenii ăștia ar putea să schimbe, chiar și ăia rău intenționat, să schimbe modul de a privi lucrurile și să fie informați din alte surse decât alea pe care le prezintă Putin și acoliții lui. Și eu cred că odată ce, ca și apropo și de noi, nu? Am plecat după Revoluție, foarte multă lume a plecat din țară să-și găsească un trai mai bun și vreau să spun că România s-a schimbat, românii s-au schimbat. De multe ori, de cele mai multe ori, în bine, au început să vină cu lucrurile afară, să vadă lucrurile un pic altfel, să vadă, eu așa văd. Și atunci,
pe termen lung, toată chestiunea asta s-ar putea întoarce împotriva lui Putin și a sistemului pe care l-a creat. Ce preferați, zice cineva pe mesaje, 100.000 de refugiați cu risc de securitate și care trebuie îngrijiți, că și oamenii ăștia trebuie să facă ceva în societățile noastre sau să îi ajutăm cumva, sau 100.000 de soldați demoralizați care nu vor să lupte și care consumă resursele Moscovei? Vezi? Și unii și alții, cum să spun, sunt cumva în aceeași barcă. Nu poate să spună nimeni, pentru că nici soldații care sunt, cum să spun, care sunt soldați cu simbrie, sunt mercenari, care sunt mercenari, dar cum să spun, de origine rusă, nici aia nu luptă cu plăcere într-un război. Cu ce să aleg ei până la urmă? El ca individ, ca soldat, ca militar. Cu ce să alege el după toată povestea asta? Bun, ok, am cucerit noi, rușii am cucerit, ne-am luat teritoriile înapoi, acolo iarăși o întreagă discuție, cui aparțin, de ce aparțin, când s-au mutat, unde s-au mutat. El ca persoană, da? Cum să spun, ăsta e jobul tău. Jobul tău, din păcate, este să, la un moment dat, să omori și niște oameni. Cu ce te alegi? Cu ce te alegi în afară că ai niște coșmaruri, o simbrie, să zicem, mai mult decât în altă parte, decât la un alt job, pentru un moment, și cu ce te alegi? Pentru că nu te alegi cu absolut nimic. Toată clica asta de îmbogătiți de lângă Putin și el se vor alege probabil cu mai mulți bani, cu mai multe bunuri de valoare, care oricum nu-i ajută la final sub nicio formă, pe nimeni nu ne ajută chestia asta. Până și ăștia, la un moment dat, s-ar putea să schimbe optica. De asta spun, că și soldat fiind, te duci într-o țară, ok, vin România sau vin oricare altă țară din Occident și încerci să faci acolo niște lucruri, să destabilizezi țara respectivă. Nu e atât de simplu. Noi avem sisteme de securitate care deocamdată știu să ne apere. Eu n-aș trăi neapărat cu teama asta. Și eu zic la fel. Marian, îți mulțumesc tare mult. Cea mai mare dezbatere publică din România. În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea. L-am sunat pe jurnalistul Marius Mărgărit de la Gazeta Sporturilor. Săptămâna trecută el a fost la granița dintre Finlanda și Rusia și reportajul său foarte bun îl puteți citi în Libertatea. De asemenea, pe YouTube puteți vedea interviurile sale. Marius, salutare, mulțumesc că ai acceptat invitația. Salut, cu plăcere. Ai stat de vorbă cu bărbații ruși care plecau, fugeau de acolo. Chiar acum o săptămână am fost la Valima, la 200 de kilometri de nord de Helsinki, la granița cu Rusia, pentru că ne-am dus să vedem care era situația reală. Știi că după anunțul lui Putin cu mobilizarea asta parțială, au apărut niște imagini pe rețele de socializare care spuneau că, domne, e nenorocire la granița cu Finlanda. Finlanda fiind singura țară care a lăsat granițele deschise spre vest, spre Occident. Și, da, ce să zic, într-adevăr, am găsit acolo, erau cozi, dar nu chiar așa, situația nu era atât de dramatică cum fusese ea prezentată inițial. Oamenii însă sunt speriați, într-adevăr. Bărbați de toate vârstele, în special bărbați, încearcă să plece. Spuneau că e sfârșitul vieții în Rusia, practic, pentru situația asta care s-a creat. Și că au fost și proteste, oameni arestați, începuseră să le vină acele documente de încorporare și dacă nu te duci, dacă nu te prezinți la unitățile la care ești, în momentul în care ești chemat, riști să faci pușcărie între 8 și 10 ani. M-ai impresionat oamenii nu vor să lupte, sunt foarte speriați și nu vor să lupte într-un asemenea război. M-a impresionat unul dintre ei care ți-a spus că el a plecat sau că a fost îndemnat de mama lui să plece, deși... Da, am vorbit cu doi prieteni, vorbeau și destul de bine limba engleză, sunt și foarte mulți care nu vorbesc limba engleză, am văzut cetățeni de toate vârstele, chiar și de vârsta a doua și chiar și de vârsta a treia, plecau împreună cu familiile, alții singuri, depinde de după posibilitățile financiare. Da, și este un adevărat, e și un război așa între ei, acasă, acolo în Rusia, pentru că, în special, cei mai în vârstă sunt adepții lui Putin. Și cei mai tineri vor să scape de Putin, dar, da, și mama unuia dintre ei, el ne povestea că
deși era fan Putin, în momentul în care a auzit ordinul de, că s-a dat ordinul de încorporare, de mobilizare, l-a sfătuit să plece. Oriunde, dar numai să plece. Din câte... Pentru că prietenul lui spunea, domne, până acum războiul ăsta din Ucraina pentru noi în Rusia era ca o poveste de undeva, de departe. Dar acum, brusc, lucrurile au venit foarte aproape de noi. Adică este acest pericol, mama, fiul, fratele, ăsta, fratele, fiul, soțul, cuiva, pot fi chemați sub arme și pot să moară. Ai întâlnit Marius Mărgărit și oameni care fuseseră la proteste, care au fost arestați și care acum și-au lăsat familia, tot, deci bărbați în putere, și au plecat, că nu e războiul lor. Da, am vorbit cu un compozitor din Rusia, un Evgeni, avea 42 de ani, fusese arestat la protestele din martie, a dat niște bani ca să poată să iasă mai repede, alții n-au fost atât de norocoși. N-a dat foarte mult, înțeleg, el așa ne-a spus că a dat în jur de 2000 de ruble, dar am senzația că a dat mai mult, probabil că era și foarte tulburat, și chiar era tulburat, așa, aproape că plângea. Își lăsase acasă soția, mama și bunica. Bunica fiind fan Putin, dar este foarte bolnavă și au trebuit să rămână femeile să aibă grijă de ea. Iar el a plecat, a avut mai multe tentative de atunci din martie, nu prea avea nici posibilități financiare foarte mari. De data asta a reușit să ajungă în Finlanda și era foarte dezorientat și spunea că ăsta ar fi sfârșitul Federației Ruse așa cum este ea în acest moment și că seamănă ca cu o clădire imensă care începe să se dezintegreze. Da, el și-a lăsat acolo tot, n-avea niciun plan B, urma să mergea spre Stockholm și de acolo încerca să ajungă în Serbia la niște prieteni, pur și simplu nu știa ce să facă, nu știa ce va face. De fapt, asta e situația... A plecat pur și simplu pentru că nu vrea să lupte, nu vrea să moară în acest război care pentru oamenii obișnuiți din Rusie, pentru rușii obișnuiți, este fără sens. Marius Mărgărit, mulțumesc tare mult. El este jurnalist la Gazeta Sporturilor. Reportajul din această graniță îl găsiți însă pe ziarul Libertatea. Foarte bun reportaj, foarte bune impresii. Un alt Marius la telefon, ascultător de ai noștri, la 0372069599. Marius, ai auzit cazul? Bărbat rus singur, în putere, încearcă să ajungă în Serbia. Ce faci? Îl ajut sau nu? Bună dumneavoastră și ascultătorilor noastre. Cred că da, pentru că mi-am schimbat gândirea și am sunat și pentru că am văzut lucrurile diferit de duminică încoace. Duminică am avut șansa să stau de vorbă cu un rus care are undeva la 20 și ceva de ani, care este căsătorit cu o româncă și care în prima fază, atunci când s-au căsătorit și au dorit să rămână în Rusia, dar acum cu toate problemele astea au venit înspre România și locuiesc în România. Și am avut șansa să înțeleg un pic istoria lor și pe ei ca și oameni. Am auzit la dumneavoastră acum un interlocutor care spunea că dacă nu te-a interesat politica, acum te caută politica. Da. Nu cred în afirmația asta. Asta înseamnă să nu cunoști un rus. Așa aș fi zis eu înainte de duminică, dacă n-aș fi cunoscut rușii. Stând de vorbă cu acest băiat, că e un băiat la 20 și ceva de ani, care termina deja armata, o spus așa: atâta timp cât trăiești în Rusia și nu ai decât câteva televiziuni care spun același lucru și te îndoctrinează în fiecare zi și în fiecare zi, atunci când poporul tău nu este interesat de tine, nu-l interesează dacă votezi, nu interesează dacă ai vreo părere, nu contează ce faci, contează să lucrezi pentru ei și să faci lucrurile. Oamenii au ajuns să nu mai aibă niciun fel de părere, să nu-i mai intereseze ce se întâmplă, dacă politica e bună sau nu e bună. Cei mai mulți merg și își duc viață, vor să trăiască simplu, să își aibă familii, să meargă într-o societate ok. Știu că n-au cum să riposteze. De exemplu, am spus, de ce nu ieșiți în stradă? Exact. Știi cât de greu este să ieși în stradă? Sunt legi foarte aspre,
ai șanse chiar să intri în închisoare și să nu mai ieși vreodată sau să nu mai audă nimeni de tine. Sau să mori, noi... dar spune lucrul ăsta, sau să mori, dacă sau, ești cu vizibilitate. El n-a fost atât de drastic, dar el spunea așa, bunicul meu, tatăl meu, toată lumea, eu, am fost obișnuit să auzim aceleași povești. Noi credem ce ni se spune. I-am întrebat la un moment dat, crezi că războiul ăsta poate fi câștigat de către voi? Și el a zis, da, bineînțeles. Și am zis, pe ce bază? Că deocamdată dovediți că nu puteți face asta terestru. Și el zice, păi avem bombă atomică. Zic, ăsta e singurul lucru pe care voi vă puteți baza pe bombă atomică, în rest nimic altceva. Deci ei n-au informații. Și am discutat, cred că mai bine de 2 ore împreună. Și am început să-l înțeleg, să-i văd frustrarea de pe fața lui și să bucuria că a ajuns în România. Și apropo, România nu l-a primit prea bine. L-au căutat la graniță și au încercat să-i caute tot felul de scuze să nu lase să intre, dar până la urmă avea toate actele, avea toate lucrurile ok și l-au lăsat bine. Nu-i vorba de acum, de o lună de zile, ci vorba de mai de mult timp. Dar și una din întrebările lui a zis, cum ne priviți voi pe noi? Și am stat să mă gândesc, oare noi de ce avem gândirea asta despre ruși? Păi avem gândirea asta despre ruși pentru că bunicii noștri ne-au spus ce au făcut ei în război. Ne-au spus, al meu bunic mi-a spus niciodată să nu ai încredere într-un rus. Ok, dar oare niciodată nu ne-am gândit, oare ei nu sunt oameni? Oare ei nu sunt ca și noi? Gândiți-vă că ei nici nu au ajuns la varianta, că noi am râs de chestia asta, am zis, noi am ajuns la varianta să facem glume pe seama lui Ceaușescu și noi ca și copii ieșeam casă și știam că trebuie să tăcem. Eu zic, noi nu facem așa ceva. Părinții noștri nu ne-au învățat să facem așa ceva pentru că le era frică și că ei vor fi arestați dacă noi ne vom permite să facem glume despre sistem. Exact, să explicăm această frică. În Rusia, oamenii aceștia de multe ori sunt captivii unui sistem mafiot. Captivii unui sistem mafiot care are toată puterea în acest stat. Ca să reușești să protestezi în Rusia, să răstorni un regim, este aproape imposibil. E o societate care tremură de frică de cele mai multe ori și apoi are nepăsare, prin nepăsare să nu mă atingă ăștia cu mafia lor, așa, și nu se poate opune acestor mafioți care au arme, bani și pot duce sau pot duce la multă, multă suferință. Asta e una dintre explicații. România în direct la Europa FM. Mai merită spus ceva. Spunem, apropo de țevile astea, domnule, nu știm în momentul ăsta cine le-a lovit, dar știm că Statele Unite și Rusia se acuză reciproc de chestiunea asta. Dar cine ar avea interes să facă lucrul acesta? De ce, ar spune unii, Rusia și-ar tăia propriile conducte de gaze? Nu curgea nimic pe aceste conducte de gaze în acest moment. Conductele Nord Stream nu mai aduc și nici nu vor mai aduce venituri Rusiei. Deci semnificația e mai importantă în plan geostrategic, astfel încât Rusia să poată să ardă principala sa puncte de legătură cu vestul. Și de ce este important în plan strategic? Pentru că e un semnal că poate face mult rău în ape teritoriale sau internaționale care pot fi cu greu apărate. E o extindere a războiului. Mă întorc la dezbatere. Anton, salutare, ești la România în direct. Ai ajutat, domnule, un cetățean rus? Da, scurt, nu, niciodată. Nu i-aș ajuta pe niciun rus. Eu sunt român din Basarabia, îi cunosc foarte bine pe ruși, le cunosc foarte bine limba, știu despre ce vorbesc și nu i-aș ajuta. Dumneavoastră aduceți argumentele că ei nu pot să iasă în stradă, că îi închide. Gândiți-vă toți oamenii ăștia care sunt la graniță acum și fug, să iasă în stradă. Ce se întâmplă atunci? Și încă o chestie. Ați încercat vreodată cu un rus, dați-i câteva pahare de vodcă și întrebați-l ceva din istorie. Și o să vedeți, o să vă cruciți ce scot ei pe ce au ei în cap. Da? Și spune că nu, interlocutorul meu spunea că ne-au învățat bunicii. Păi acum este internet, avem, deci te poți documenta din mai multe surse, da? Mai poți în Rusia să te documentezi din mai multe surse? Da. Da? Da, cum să nu? Ok, da. Întreb până, că din câte știu, ea cam secționat internetul pe acolo, nu mai citești ce ți se năzare ție.
Înainte de 27 februarie să intre ei în Ucraina, să înceapă război acolo, erau câteva radiouri, da, una dintre ele care le asculta Meha Moscva, într-adevăr au închis-o, dar de acolo te puteai informa. Dar... Și încă o chestie interesantă, Cătălin, scuză-mă, am citit aseară că pe mașinile lor apare jetul ăla. Am văzut, da, sigur, am văzut pe unele mașini, da. Am văzut și eu fotografie. Exact, sigur. Și acum au dispărut. Oare de ce au dispărut? Oare de ce acum se agită când i-au lovit pe ei? Și ei fug, la ei nu-i război, dar ei fug. Fug de moarte. Înțeles, au fugit de război. Fug de moarte. În al doilea război mondial nu au avut posibilitatea asta și ori mureau de împușcătura germană, ori mureau de împușcătura propriilor ofițeri, ceea ce în mare măsură e și acum. Adică ori mor de mâna ucrainienilor, ori mor de mâna cecenilor care stau în spatele batalionilor rusești să nu fugă. Ei nu au multe alegeri la dispoziție. Și de asta fug. Asta e explicația mea. Și chiar ăia care fug. Dacă o să stați cu ei de vorbă mai mult și le dați, v-am zis, niște întrebări din istorie, o să vă cruciți ce pot să scoată. Așa sunt ei, ca nație. Sunt de acord. Trebuie să înțeleagă. Da. An de zile, Anton, eu cred că aparatul ăsta rusesc mafiot de stat și-a educat poporul că are drepturi asupra tuturor, le-a spus oamenilor că sunt mai cumoți decât restul lumii și că țara lor trebuie să includă și țările noastre. Deci asta le-a spus ani de zile. Pe mine nu mă miră ceea ce spui. Sunt convins că ai dreptate și așa și sunt. Ei cred cu tărie în ce au fost învățați. Eu cred că în momentul în care bagă capul în lumea civilizată, au uneori, unii dintre ei, cred că au niște lămuriri sau se luminează sau mă înșel. În 92, când ne-au atacat pe noi prima dată cu Transnistria, unde tata a luptat, numai pentru asta nu i-aș primi. Nu înțeleg pe georgieni, care în 2008 iarăși i-au atacat. Cum îi primesc ăia? Eu asta tot nu pot să înțeleg. Deci ei, la toate popoarele, noi am fost în Uniunea Sovietică, au porecle pentru fiecare popor. Nouă, cum ne zic? Nouă, ca români, ne spun țigani și la moldoveni, că moldovani, sunt porci. Aha, am înțeles. Da. Și ciurci, și tot felul, de la toți, la ceceni, la cazani, Uite ce zice cineva care te susține pe mesaje. Am stat în Rusia 8 luni. Nu tremură nimeni. Toți sunt niște mici monștri pentru că ei sunt extrem de mândri de mama Rusia, nu interesează Occidentul, ne detestă, ne urăsc. Coleg de-ai mei, rus, inteligent, cu studii, când se apuca să bea puțin, își dădea rama pe față și a sărit la mine la bătaie. Da. Așa și atunci... ne trebuie să înțelegem asta. Anton, soluție. Oamenii aia fug de acolo, oamenii aia vin în Europa. Soluție. Soluție, da. Mi-a plăcut o soluție din partea unui ucrainean să ridice un zid de 100 de metri înălțime și izolați. Pur și simplu izolați. Din toate punctele de vedere. Da, mi-e teamă. Mulțumesc tare mult. Mi-e teamă de această soluție pentru că vor ajunge acolo să stea într-un fel de enclavă a lumii și la un moment dat, când își vor trage din nou puterile, s-ar putea să vină să se prăvale peste noi. Nu știu dacă într-o lume globală, cum e cea de astăzi, putem trăi atât de separați, dar cum îi schimbăm pe oamenii ăștia? Ce facem? Oare ei acum nu pricep dezastrul în care președintele lor i-a băgat? Dan, salutare! Bună ziua, Cătălin! Apropo de ceea ce spuneai, enclavă Rusia este întotdeauna. Da, ne am o rugăminte, am impresia că vorbești pe căști și nu te auzi cel mai strălucit. Îmi dau seama că ești la volan, trebuie să-ți ceri sacrificiul de a trage pe dreapta sau te descurci tu să vorbești în tele. Suntem o mașină, poate acum sunt auzit mai bine, da? Acum mult mai bine, te rog. Haideți să ne amintim euforia poporului rus în 2014, când a fost anexată Crimeea. Da, mă aduc aminte, ei, da, au sărbătorit. Au sărbătorit ceea ce vă face și acum. Zici? Revenind la întrebarea ta, nici vorbă de a fi ajutați acum cei care vor să fugă din Rusia. Păi euforia din 2014, euforia începutului agresiunii asupra Ucrainei anul acesta. Toți
cetățenii ruși l-au susținut pe Putin, cel puțin. De acasă, în fața televizoarelor. Și noi acum ce să facem? Să-i primim pentru că le este frică de moarte, dar ceilalți care erau agresați nu mureau? Da, am lăsat acest moment de tăcere pentru că trebuie să ne gândim. Și atunci, cum facem? Închidem granițele? Ridicăm vizele? Ce facem în situația asta? Îi lăsăm forța asta militară la dispoziție? Îi bagă pe toți în armată. Cătălin, cred că scopul Occidentului acesta a fost de a-i izola și a-i determina să-și facă singuri curățenii în curtea lor. Da? Da. Lucru foarte greu de făcut. Într-adevăr, ceea ce spunea din urmă interlocutorii care au fost înainte. Lucru foarte greu de făcut în Rusia. Dar și noi, poporul român, am fost în aceeași situație, da? A venit anul 1989, revoluție, da? Asta știm noi. Prin asta am trecut noi. A trebuit și să facă la fel. Da, mulțumesc tare mult, Dane. Din păcate nu ne auzim cel mai sănătos. Ne dă cineva un mesaj legat de conducte. Vă rog să vă urmăriți, să vă gândiți cine profită de distrugerea conductelor. Urmăriți banii, spune o vorbă veche, și o să descoperiți cine a sabotat conductele pe care la un moment dat în viitor s-ar exporta din nou gaze. Nu se semnează acest mesaj. Vă asigur că în următorii 5-10 ani după acest război, sau când s-o termina, sau cum s-o termina, nu ia nimeni gaze din Rusia. Să nu credeți că dacă mâine Putin își ia armata din Ucraina, ne apucăm să cumpărăm gaze de la el, ca europeni. Și gata, lucrurile vor fi normal. Nu. Asta s-a terminat. De fapt, viziunea pe termen lung este să nu mai avem nevoie de acest colos. De ce credeți că s-a pornit? Ca să, printre altele, să oprească și această viziune. Bă, unde mai dau eu gazul? Atenție, și petrolul. Că noi nu mai vrem mașini cu petrol. Noi vrem mașini de-astea electrice. Și atunci era o problemă pentru domnul Putin. Deci desprinderea oricum avea loc, doar că acum a fost bruscă și mult mai devreme. Nu mai avem timp în emisiune? Ar mai fi ceva, nu? Nedelcu, cred că e un nume de familie, dar mă adresez așa. Bună ziua! Bună ziua! Codruț! Codruț, alu, Codruț! Bună ziua! Să vă răspund direct la întrebarea dumneavoastră. Nu, nu aș primi cetățenii ruși la mine în țară. Și sper ca nicio țară să nu facă acest lucru. De ce? V-aș întreba de ce pleacă rușii de la ei din țară? Păi de frica morții. Răspunsul e simplu, nu e altceva la mine. Și ucrainienii? De ce n-au plecat? Să se răscoale împotriva regimului. Și noi am făcut în 89 același lucru. Înțeleg, soldații lor, da, au intrat în Ucraina, da, au luptat. Înțeleg ca soldatul să-și apre, să tragă, că dacă nu, va trage altul în el. Dar să tragi în populație, în copii, să-ți bagi joc de femei ce au făcut ei, tragi în obiectiv militar, tragi în ținte militare, dar nu în civil. Chiar dacă este un război. Rusia e vinovată de crime de război, într-adevăr, și astea vor rămâne pe veci în istoria umanității. Eu nu cred că îi mai spală zeci de ape din istorie. O să vedem când societatea se va întoarce la normal, cum vor fi primiți sportivii ruși, știu eu, cântăreții ruși, artiștii în lumea civilizată. Sper să nu ne dea cu totul peste cap această întâmplare. Sunt și victime colaterale situației. Dar marea majoritate strică. Să se revolte ei împotriva sistemului, împotriva ce face Putin. Pentru că ei au început acest război. Da. Și atunci, din acest punct de vedere, nu i-aș primi. Zice cineva așa, i-aș primi pe ruși, dar aș primi o familie, pentru că sunt o femeie care locuiește singură. Uite, cineva care are nevoie de ajutor. Da.
Da, eu nu aș mai avea încredere în ei. Da, asta e foarte greu, să restabilești încredere aici. Nu aveam încredere în ruși nici înainte, dar aminte... Dar aminte acum, exact. Dar aminte acum, da. O să punem punct dezbaterii de astăzi aici. Codruț, mulțumesc tare mult. Dacă e să tragi linie și uitându-mă prin mesaje, concluzia e aproape, cum să zic, e covârșitoare. Foarte multă lume nu ar da o mână de ajutor pentru că rușii sunt datori să-și rezolve situația la ei în țară, întâi de toate. An de zile, o populație supusă terorii și intoxicării mediatice a ajuns în această situație. E adevărat că nu poți să judeci o nație la general și poate asta e soluția care a fost pusă la un moment dat. Europa ar trebui să instituie un sistem de vize cu verificări în care numai anumite persoane să aibă dreptul de a intra în zonele noastre protejate de democrație. Dar dacă este o învățătură din această poveste pentru noi toți, ca societate, este aceea că politica contează. Pentru că Rusia a ajuns într-un moment atât de disperat, pentru că pe oameni nu i-a mai interesat politica, a zis, a, nu, ei, lasă că Putin și cu ai lui e doar politică acolo între ei. La fel o să spunem și noi, a, Iohannis și ai lui, sau cum spun ungurii, e între Orban și ăștia acolo, nu prieteni. Fiecare vot, fiecare atitudine, fiecare mesaj contează, fiecare lucru pe care îl aveți de spus, veniți, spuneți-l politicienilor din țara în care trăiți. Nu sunteți de acord, participați la dezbaterea publică, pentru că altfel cu toții riscăm să ajungem în astfel de situație. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Înainte de a vă spune spor la treabă, mâine vine Gabriel Liceanu în programul nostru. Sunt de vorbă și despre România, dar probabil și despre Rusia. Așadar, acum spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.